Bună ziua, dragi prieteni! Trăim într-o perioadă în care suntem efectiv asaltați de ecrane. Lucrăm pe calculator la serviciu, acasă ne uităm la televizor, tot timpul suntem cu ochii în telefon. Sănătatea ochilor noștri este foarte importantă și sunt, din această perspectivă, diferite probleme. Îl avem alături de noi pe chirurgul oftalmolog Teodor Holhoș, care ne vorbește despre sănătatea ochilor și ce soluții revoluționare au apărut pentru a scăpa de problemele oculare. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, mulțumesc în primul rând de invitație. Mă simt onorat să fiu la dumneavoastră în platou și vreau să le spun pe această cale ascultătorilor că e foarte important să avem grijă de ochi. Ochii, de la începutul vieții până la final, ne dau 80% din informațiile care le luăm din mediul exterior. Restul de 20%, miros, tactil, auz, dar ochii reprezintă 80%. Așa că e important să avem grijă de ei și mesajul principal e, și dacă nu ne supără nimic la ochi, trebuie un control o dată pe an, de rutină, să vedem o tensiune la ochi, să măsurăm dioptriile. Controlul se face doar cu picături de 5 ori la tineri până în 40 de ani, ca să știm exact dacă sunt probleme sau nu. Ulterior, ochii, într-adevăr, reprezintă și oglinda sufletului. Găsim de multe ori la un control, banal control oftalmologic, probleme legate de diabet, de hipertensiune. Găsim la retină, la fundul ochiului, modificări, vase de sânge sparte. Chiar astăzi am văzut o fată de 23 de ani cu diabet, nu se știa cu diabet și o vedere foarte scăzută, am diagnosticat diabetul doar pentru un consult, a venit că nu mai prea vedea așa bine și era deja aproape de operat cu hemoragii la ochi. Deci mesajul e că trebuie să ne căutăm la ochi, să mergem la un consult oftalmologic și dacă nu neapărat ne supără ceva. La ecrane stăm mult la ecrane. Din păcate și eu stau la ecrane și la telefon. Din păcate las și fetițele mele și am copilași la telefon. Aici e important să știm copiii maxim cam o oră pe zi să stea. Dacă-s micuți până în 4 ani, așa, în mod excepțional, poate 15 minute, dar și timpul acesta e bine fragmentat. Adică dacă îi lăsăm pe copii, mai măricei, ale mele sunt de 7 și 10 ani, cam o oră pe zi e în regulă la telefon, la tabletă. E bine cu pauze, 15-20 de minute, după aceea pauze, le împărțim. E important și să aibă tangență cu tehnologia, pentru că ei o să facă parte dintr-o generație în care toți o să aibă același limbaj, telefoanele, și trebuie să fie integrați. Dar să nu exagerăm. Ca orice lucru e important și mâncatul, dacă exagerăm, ne face rău. Fără el murim. Dulcele, puțin e ok. Prea mult dacă exagerăm, facem diabet. Eu, acum mă mai tot plâng, am colesterolul mai mare. Că-s pofticios. Mănânc și eu ciocolată, care nu-i neapărat bună. Și atunci trebuie să avem grijă. Dar dacă n-aș fi mers la analize, n-aș fi știut că am o problemă, că nu mă doare nimica. Așa știu și sunt un pic mai atent cu ce mănânc. Mai multe legume, fructe. Și de aceea controlul este foarte important. De la ce vârstă credeți că e important să mergem totuși la control anual? Oftalmolog. Să știți că acum tehnologia ne ajută și la copilaș. De la 6 luni de zile putem face o măsurătoare la copilaș, un aparat care de la 1 metru ne face o poză la copilaș și el se poate și fără picături. Dacă punem picături, măsurătoarele sunt mai precise. Și ne spune dacă are probleme copilul de la 6 luni. La 3 anișori este obligatoriu cu control cu picături. Pentru că dacă mergem după 7 ani, e prea târziu. Dacă un copilaș are un ochi leneș, el vede bine cu amândoi ochii, dar unul e mai leneș. Nu știm decât cu un control.
Și atunci putem corecta ochiul leneș dacă merge copilul la consult până la 7 ani. Cu cât merge mai repede, cu atât îl corectăm mai repede. După 7 ani deja creierul se dezvoltă, comunicarea între ochi și creier prin nerv optic deja se stabilizează, nu-l mai putem ajuta după vârsta de 7 anișori. În principiu, după vârsta de 7 ani, odată la un an, la 2 ani, trebuie să mergem. După 40 de ani, iar e obligatoriu anual. Coordonați o rețea de clinici oftalmologice în toată țara. Spuneți-ne, cu ce tipuri de probleme vin cel mai des pacienții la dumneavoastră? În primul rând, vă mulțumesc că îmi ziceți că e în toată țara. Nu e chiar în toată țara, e în Transilvania. E cea mai mare rețea de oftalmologie din România. Mă mândresc cu asta. Nu o coordonez, eu mă ocup de operații. Soția mă ajută foarte mult la coordonare. Am o echipă foarte bine pusă la punct. Asistentă șefă, manager generală care se ocupă de coordonare. Eu încerc să fac partea chirurgicală. Partea chirurgicală îmi place enorm de mult. Mă simt mult mai în largul meu decât la o emisiune aici cu dumneavoastră. Aici am emoții. La operații îmi place. Acolo e liniște. Acolo lucrurile sunt în controlul meu. E mai ușor decât acasă cu copiii. Și mă focusez pe partea chirurgicală, că asta îmi place și asta o fac cu plăcere. Eu operez în cele 6 clinici ale noastre. Deci coordonați zona medicală. Zona chirurgicală, zona medicală, colegele mele. Am o echipă de 11 colege și un coleg care consultă, mă ajută, unii mai și operează, cazurile mai ușoare, mă ajută să pregătim pacienții preoperator, triem, selectăm pacienții. Dacă sunt cazuri grele, automat îi văd eu și luăm decizia în echipă. Avem un grup pe WhatsApp, trimitem poze, filmare de la investigații, fiecare poate să dea câte o idee. Dacă sunt cazuri complicate, folosim tehnologia să ne ajute și întâlnim foarte multe probleme. Cele mai frecvente operații le facem cele de cataractă. Ele sunt de departe cele mai frecvente. Eu fac peste 3000 de operații doar de cataractă, de cristalin pe an. Operațiile, pentru că am așa mare experiență, durează în mâinile mele cam 3 minute. Și patologia următoare este patologia de ochelari. Foarte mulți pacienți au ochelari și mulți doresc să scape de ochelari. Eu personal mi-am operat soția să scape de ochelari, de acum mai bine de 6 ani nu mai poartă ochelari, avea dioptrii minus 5-75, a purtat și ochelari și lentile de contact, mai făcea infecții, lentile de contact se mai tot freacă de ochi, mai produc eroziuni și a decis că nu mai vrea să poarte și am operat-o, e fericită. Deci operațiile nu doar că le recomand pacienților, le recomand și celor dragi, adică chiar am încredere în ele. Mi-am operat colege de echipă, 2 doctorițe oftalmologe care învăț pacienții operați, au decis să scape de ochelari cu operația Smile Pro, care am avut-o în premieră în Cluj, în Transilvania. Operația care în 7 secunde te scapă de ochelari. De-a doua zi, fără durere, poți să-ți reia activitatea. O colegă oftalmologă pe care am operat-o, a doua zi a văzut ea ca medic restul pacienților operați la control, deci a consultat a doua zi. Cum e posibil să se reducă așa de mult timpul de operație? Explicați-ne un pic pe înțelesul tuturor cum se desfășoară astfel de operație. Ne ajută aici foarte mult tehnologia. Dacă la telefoane vedem un salt extraordinar de mare, eu țin minte când eram în liceu, am văzut prima oară un telefon cât cărămida cu butoane și acum avem telefoane care fac 100.000 de lucruri, care e GPS, cameră, foto, video într-un singur dispozitiv. Mie mi se pare că a evoluat tehnologia incredibil. Mă și gândesc peste 10-20 de ani ce o să fie. Deci tehnologia ne ajută foarte mult. La aceste operații recunosc 90% face aparatul. Cei de la ZEISS s-au investit foarte mult. Această tehnică, prima dată a fost Smile, acum e Smile Pro, ca
care e de 4 ori mai rapidă, e deja de peste 14 ani. Sunt peste 8 milioane de operații făcute cu această tehnică și este cea mai avansată în lume. Practic, laserul creează în grosimea ochiului, grosimea corneei, are 500 de microni. Și din interiorul ei, laserul creează o foiță care poate fi de 50 de microni, de 65, de 70, în funcție de dioptrie. Laserul o creează geometric, eu doar o scot chirurgical ușor după ce laserul a făcut toată treaba. Deci, din fericire, tehnologia face marea parte, eu doar trebuie să știu foarte bine partea de pregătire, partea de butonare, de statistică, de investigații și partea, manualitatea de a scoate lenticulul este deja mult mai simplă. Tehnologia sperăm să ne ajute să facă operațiile tot mai sigure. Cam ca și la aviație, avioanele, chiar dacă ni frică, așa e și la operație, pacienților, la toți li frică, li teamă, e normal. Și eu când mă duc la dentist, mi-e frică, am emoții, că poate mă doare. Așa de sigure sunt și bine puse la punct și protocoalele stricte, riguroase, că sunt extrem de sigure. Avioanele sunt mai sigure ca mașinile. Deci operația aceasta, culmea, este mai sigură pentru ochi decât purtarea lentilelor de contact, care riscul să intre un microb sub lentila de contact, deci practic între lentile și ochi și să se tot frece și să facem conjunctivite, cheratite, e mai mare de complicații pe termen lung la lentile de contact decât la operație. Vorbim despre o aparatură foarte performantă care și costă. Povestiți-ne un pic despre investiția pe care ați făcut-o. Costă foarte mult aparatura, e drept. Aici țin să mulțumesc firmei Zeiss că sunt partenerii noștri de foarte mulți ani. Eu am început activitatea acum mai bine de 11 ani și mi-au fost de la început alături. Pentru chirurgii care au mână și au chemare, partenerii Zeiss vin cu aparatura. Bineînțeles că până la urmă tot trebuie plătită, nu e primită gratuit, dar la început ne-o aduc, o utilizăm, ne place, rămâne, operăm și pe măsură ce operăm le plătim și aparatura. Aparatura e foarte scumpă, platforma care o avem noi în Cluj, este cea mai avansată în lume, după cum spuneam, e din două lasere, VisuMax 800 și MEL 90. Cele mai avansate lasere de la Zeiss, care e cel mai bun și cel mai performant de aparatură, dealer de aparate și ne-a adus această platformă care costă peste 1 milion de euro. Asta pe lângă toate restul aparatelor care le avem în Cluj, sunt mândru să am singurul aparat de măsurare înainte de operații, ArcScan, este un aparat american, care a ajuns să măsoare. Deci noi ca să putem opera un pacient trebuie să fie măsurătorile normale, adică să nu aibă boli la ochi. Și măsurătorile acestea fac screening de keratoconus în primul rând, și dacă cornea este normală, sănătoasă, putem opera. Dacă nu, nici să vrea pacientul, nu facem operația. Aceste măsurători, noi avem deja 4 aparate. Atlas, Pentacam, MS39, care l-am adus primul în România, și ArcScan-ul, care suntem deja primul și singur în România, care am acest aparat. Tehnologia a ajuns la asemenea acuratețe la măsurare, de din cei 550 de microni cât are cornea, marja de eroare a aparatului este de 1 micron. Ca să ne dea informații cât mai precise, ca să știm dacă la un pacient, eu operez pacientul, de exemplu, la 18 ani, are toată viața înainte, dacă acolo pacientul acela nu trebuia operat, pentru că nu are cornee sănătoasă, vă dați seama că toată viața răspuns și moral pentru un asemenea tânăr, deci trebuie să fiu sigur că acel pacient este bine să-l operăm. Și am investit în aparatură, în primul rând ca să stau liniștit că dacă recomand unui pacient că se poate opera, înseamnă că e în regulă. Nu există alt
altă tehnologie mai bună în lume să nu avem. Îmi place să le am pentru că din America am și luat foarte multe informații la cursuri pentru operații și oarecum deja operând tineri care ei pot să-și permită să meargă în Europa. Avionul până în Viena, până în Londra este ieftin. Adică noi deja trebuie să avem tehnologia oriunde în lume dacă se duce un pacient să nu fie că la noi este mai slabă. Pentru că altfel și avem pe conștiință și riscăm foarte mult. De aceea am investit foarte mult în aparatură pentru că asta ne dă siguranța și liniștea că ce facem e bine. Și în timp am observat că dacă am apelat la această strategie să fii corect practic cu pacienții, rezultatele se întorc. De-a lungul anilor eu am început în privat cariera de chirurg de la zero pacienți. Zero. Pentru fiecare pacient am luptat, m-am străduit să-l conving și cartea mea de vizită sunt pacienții. Adică eu peste un an, doi, nu-mi schimb domeniul de activitate, tot oftalmolog voi fi, sper că până la pensie. Așa că pe noi ne interesează pacienții pe termen lung să fie mulțumiți. Chiar dacă astăzi investiția a fost peste puterile noastre și am tot eșalonat-o pe ani de zile, pe termen lung, rezultatele fiind bune și pacienții mulțumiți, asta este cel mai important la urma urmei. Onestitatea față de pacient. Și au evoluat așa de bine operațiile, încât am înțeles că veți prezenta rezultatele obținute chiar în Statele Unite ale Americii. Cu mare mândrie pentru mine, care am început, v-am zis de la zero, să ajung să prezint cazurile aceste deosebite chirurgicale. Anul acesta le-am prezentat la noi în țară, la Sinaia, de fapt în toamna anul trecut, și anul acesta în aprilie, voi merge în Boston, în 6 aprilie voi prezenta ca și lector invitat operațiile care, cazurile mai deosebite care le-am avut în perioada aceasta, pentru că în America abia în luna februarie a fost aprobat FDA-ul pentru acest aparat, pentru Smile Pro. Ei aveau și dumneavoastră faceți operații de când pe el? De un an jumate fac aceste operații, am operat și pe vechea generație, dar noi fiind în Uniunea Europeană, am avut avantajul acesta să avem laserul la momentul lansării. Și atunci am avut experiența aceasta adunată chiar înainte americanilor, care doar acum au aprobat FDA-ul pentru aceste operații. Și voi prezenta acolo, am emoții foarte mari pentru că nu mi-e la îndemână să prezint, vă dați seama, acolo sunt cei mai buni chirurgi în lume și eu am câteva cazuri deosebite în care am reușit să fac o operație mai complicate cu acest laser și sunt mândru să le prezint. Mergem și să învățăm acolo. Este un congres unde nu doar eu merg, mergem o echipă de 16 oameni de la noi din rețea, medici, asistentă șefă, soția mea care e managerul general, ducem optometriști care să învețe cum să facem lucrurile. Acolo e singurul congres în lume unde nu-i doar pentru medici oftalmologi, e și pentru personalul dintr-o clinică doar de oftalmologie. De la recepție, cum să primim pacienții, de la partea de birocrație de hârtie, cum să-l informăm, cum să ne prezentăm la pacienți corect, cu riscuri, cu avantaje, cu dezavantaje. De la partea de investigații, cum să facă efectiv investigațiile, asistentele, tehnicienii, cum să interpretăm noi ca medici. Totul este bine pus la punct și prima oară când am descoperit acest congres a fost în 2018. Ne-a plăcut foarte mult și acum deja mergem și să învățăm, dar și să împărtășim din experiența noastră. Pentru mine, vă zic sincer, este o mândrie extrem de mare că sunt primul român care prezint în America la un asemenea nivel despre aceste operații Smile Pro, care sunt cele mai avansate în lume la momentul actual. Și atunci este și o satisfacție profesională foarte mare
și o emoție că trebuie să fie bine, să iasă bine, să nu ne facem de rușine. Vă dați seama, așa, cu unul râdem, cu unul... Și cred că este una dintre puținele situații în care noi mergem să le arătăm lor cum se fac lucrurile. De obicei, direcția este inversă. Eu am învățat multe în anii în când am fost. Acum, datorită faptului că la ei sistemul de aprobare este un pic mai lent, FDA-ul, am avut noi șansa, europenii, toți europenii, nu doar românii, să avem o experiență deja mai bogată pe aceste operații. Și americanii, ce îmi place la ei, că nu contează că de unde suntem, că suntem din România, că suntem din Asia, că dacă prezentăm lucruri frumoase, eu am trimis lucrarea mea cu cazuri interesante și le-a plăcut lucrarea mea. Au zis că au de învățat și ei sunt foarte curioși. Eu am fost ca student, ca work and travel, ca student în America și mi s-a părut mentalitatea de acolo extraordinară. Am încercat să iau părțile bune, că în orice sunt și părți rele și părți bune. Partea bună de la americani este că dacă ești harnic, muncești, avansezi. Și eu am avansat acolo și m-au apreciat. Nu contează că alții erau americani, dacă erau un pic mai leneși, îi lăsa mai jos. În funcție de merit, meritocrația. Eu am fost primat în America ca student în 2003, acum mai bine de 20 de ani. Mentalitatea la noi în România era că ți era rușine să lucrezi, ca tânăr să lucrezi, nu știu, la McDonald's vara, 2-3 luni, sau ți era rușine să lucrezi. Americanii nu, erau mândri că lucrează. Și atunci mi-a schimbat mult mentalitatea aceasta că trebuie să pe forțele noastre. Dacă muncim și suntem buni, uitați că ei ne invită să prezentăm, că poate eu am avut un caz mai deosebit și doar din un caz învață și ei. Că de-aia sunt foarte buni, că ei învață de la toată lumea, nu sunt orgolioși. Oh, noi nu învățăm de la români sau de la nemți sau noi știm pe ale noastre. Nu! Eu practic prezint o operație a Zeiss-ului, care e o firmă germană. Și atunci ei nu au orgoliu acesta că, vai, noi nu vrem să învățăm, noi vrem să învățăm să fim tot mai buni. Și asta e mentalitatea care ar trebui la fiecare din oameni, din orice domeniu, nu doar oftalmologie. Avem de învățat de la fiecare câte ceva, să luăm părțile bune. La urmă urmei, scopul meu personal este să fiu la anul mai bun decât sunt acum. Eu concurez cu mine, nu concurez cu altcineva și vreau peste 5 ani să fiu mult mai bun decât acum. Dar numai cât pot. Și atunci, dacă încercăm modelul ăsta, părerea mea că tot evoluăm. Și în rețeaua dumneavoastră de clinici am observat că veniți cu un model nou, veniți cu altceva, cu un model de management nou, cu un model de abordare nouă a relației cu pacienților. Așa e, nu l-am inventat eu. Cum v-am spus, am mers la cursuri, ducem colegele și în Europa. Anul acesta merg pentru a 5-a oară la cursuri de formare de la Zeiss pentru aceste operații la Londra, la London Vision Clinic, cu profesorul Dan Reinstein. Tot timpul apar noutăți și atunci, practic, nu mă laud că am inventat eu ceva. Eu am văzut un model european, un model american, care merge foarte bine, unde pe primul loc este pacientul, grija pentru pacient. Bineînțeles că și acolo unii pacienți mai exagerează și încearcă să întindă coarda și așa. Dar, în primul rând, trebuie să punem pacientul pe primul loc și să-i vrem binele. Pe termen lung, la noi am observat că a dat rezultate foarte bune. Și la urma urmei, dacă pacientul este mulțumit și te recomandă, nimica nu poate să umbrească lucrul acesta. Că eu degeaba mă laud și aici la emisiunea noastră că am niște rezultate așa. Dacă vine pacientul cu așteptări mari și eu nu pot să-i livrez decât atât, o să fie nemulțumit. Eu trebuie să-i livrez mai mult decât i-am promis. Adică ideea de a face să-i fie bine pacientului, asta m-a ghidat de-a lungul anilor și așa am ajuns să depășesc borna de 30.000 de operații realizate, pornind, repede, la zero operații. Și
cu volumul actual, cu clinica de la Târgu Mureș, avem deja un ritm de undeva la 5.000 de operații pe an. Eu personal făcute. Nu-mi vine să cred cât de mult am evoluat și scopul meu e ca fiecare operație care o fac să fie perfectă, să fie bună, ca acel pacient mă va recomanda. Și de aceea e important să ducem echipa, să o instruim, că nu doar eu singur am realizările acestea, avem deja peste 100 de angajați și 12 medici. Și atunci munca în echipă dă rezultate mult mai bune decât dacă aș fi eu singur. N-aș putea face. Cât de mult revoluționează acest sistem Smile Pro clasicele operații de corectare a vederii și de a scăpa de ochelari? Ușor, nu intru foarte mult tehnic, ușor intru în două, trei categorii. Prima operație inventată, PRK-ul, e o operație bună, ne scapă de ochelari, dar timpul de recuperare este lung, câteodată o lună jumate, dureros, câteva zile stăm cu ochii închiși, nu suportăm lumina, scoate practic din circuit, din activitate, un tânăr care e în câmpul muncii sau în activitate, pentru o perioadă de poate până la o lună jumate. Unii mai mult, unii mai puțin. După aceea a apărut a doua generație care are flap, lasicul. Aici la flap recuperarea e mult mai rapidă, dar extrem de mare grijă să nu ne frecăm. Flapul acela e ca o felie, un capac care dacă ne frecăm tare la ochi se poate rupe, se poate desprinde. Toată viața el se poate mobiliza la un punct mai puternic în ochi, el se poate mișca. Practic, generația a treia e chirurgia asta lenticulară, Smile-ul, că acum avem Smile-ul Pro, rezolvă toate neajunsurile vechilor generații. Și singurul dezavantaj este prețul, că încă este destul de scumpă, 15.800 de lei parcă este pe amândoi ochii, dar când ne gândim că după aceea scăpăm de ochelari, lentile de contact, să știți că e mai ieftină decât am dat bani pe ochelari, lentile de contact, lună de lună, an de an sau când îi schimbăm. Și atunci, na, e un efort mai mare, dar din punct de vedere financiar, clar merită față de ochelari, de exemplu. Dacă prețul va scădea la aparatură și o să scadă, ăsta este trendul, operațiile să fie mai accesibile, eu zic că aceste operații vor revoluționa și vor schimba tot. Numai aceste operații se vor face în câțiva ani. În 5 ani nu o să mai existe altă tehnică decât aceasta, părerea mea, pentru că este cea mai sigură, cea mai rapidă, cu recuperarea cea mai rapidă. Vă spuneam că, incredibil, a doua zi pacienții vin, unii văd 120% de a doua zi fără durere. Excelent. A doua zi. Eu mi-am operat avocatul care lucrăm, vă dați seama emoții că dacă ceva nu-i bine așa. Și nu a doua zi, în ziua aceea a mers la birou, a văzut să lucreze un pic mai în ceață, s-a simțit foarte bine, în ziua aceea a lucrat. Deci, practic aceste operații nu ne mai scot din câmpul muncii și nemai având flap cele mai sigure. Și atunci, practic, noi căutăm siguranța și confortul să fim foarte, foarte rapid înapoi în activitate, să nu ne doară. Și asta reprezintă de departe viitor. Mulțumim frumos pentru informațiile oferite. Cu mult drag. Vă mai așteptăm cu noutăți interesante și cu vești bune. Mulțumim. Mulțumesc de invitație și mă simt onorat că am fost aici. Cu mare drag. Dragi prieteni, revenim cu informații proaspete cât de curând. La revedere!